În intervalul 29 mai-4 iunie 2023 au fost înregistrate 1009 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 251 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienți reinfectați testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. Până în prezent, pe teritoriul României au fost înregistrate 3.405.206 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Incidența înregistrată la 14 zile este de 0,12. Distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 79 persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 în prezent este de 505. De asemenea, la ATI sunt internate 74 persoane. Dintre cei 74 pacienți internați la ATI, 58 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați în prezent, 39 sunt minori, 37 fiind internați în secții și 2 în ATI. Până astăzi, 68.193 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 29 mai-4 iunie 2023, ora 10, au fost raportate de către INSP 9 decese, 6 bărbați și 3 femei. Decesele au fost înregistrate 4 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 5 la categoria de vârstă peste 80 de ani. Dintre pacienții decedați, 8 prezentau comorbidități, iar unul era vaccinat. În intervalul 29 mai-4 iunie 2023 au fost efectuate 3.667 teste real-time PCR și 28.945 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.890.552 teste real-time PCR și 13.658.765 teste rapide antigenice.